patent. Asta se știe în lumea largă. Dacă vine Ștefan cel Mare să luptă cu turcii, unde prăjăște porcorii? Ca să le facă în ciudă la turcii, că mănâncă numai oaie. Nu? Ia. Așa. Pe poziție, așa la jumătate. Așa. Bun. Și acum... Dă-i cu filmarea domnului. Vedem cât de repede se învârte. Bună ziua! Da, da, bună ziua! Ce avem aici? Un berbecuț la frățal. Doar porcușorul lipsește. Trebuie să mai crească. Stai să încerc să-l înfrânez, să văd ce se întâmplă. Are porc? Nu poți. Îți dă mâna pe suta. N-ai. Da. Îți fac pe dată. Doar porcușorul lipsește. Și jarul. Apărător pe lateral ca să nu prăjim cureaua. Dacă e nevoie, reducem turația, acum regulator de turație. Să înalță din crică. Da, da, uite, fac, dacă tot filmez. Uite, așa se înalță. Dacă porcușorul e prea grăsuț, îl ridicăm. Doar că nu merge în paralel, înalță o leacă de aici, înalță o leacă din partea asta la altă. Da, aici trebuie okay. Cum e, domn Mitic? Vă place culoarea asta? Da, culoarea. Ca așa el învârte, dar culoarea... Trebuie arsă-te. O să fie aceeași culoare când bagă focul. Cu primul jar e aceeași culoare după asta. Și, domnule Emil, ca să fii ecologist, bagi o rezistență 380. Da, sigur. Punem o rezistență cu panouri fotovoltaice. Exact. Da? Și facem un kebab din purceluș de lapte. Mai sabie. Luăm sabii, de la șaorma luăm și sabii. Nu, no, nu-i rău. Acum, dacă vreau să-l țin, nu reușesc. Trus aici. Stai. Picioare rabătate. Ca să nu fie prea înalt la transport. Fac balans. Dăm afară.
Ce ai, mă?